Știți hitul la drumurile noastre, poate se vor asfalt. Tu știi să cânți? Nu, știu doar să râd. Știi să râzi? Ca o focă. Ca o focă, dar nu ca moșii focă. Atunci, cu tradiționalul focchiu, începem acest podcast. Nu întâmplător am fredonat această melodie, deși n-am voce. N-avem speranțe să se asfalteze drumurile, n-avem speranțe să avem kilometri în plus la autostradă, dar avem mereu nevoie de... mașină. Mașini bune. Și cu ce... Bă, Andrei, ce zici de prezentarea asta? Da. Ai crezut că ești într-un podcast de drumuri și poduri, că ne-am găsit nișa. Nu ne-am găsit nișa, dar ne-am găsit invitatul. Andrei Vereștiuc. Omul care și-a găsit nișa sau nișa a găsit omul. Despre automobile. Chiar ești profesor de matematică? Da, la bază, da. Acidul mă strică. Eu te știu ca și... Ești cu asta, cu umorul. Și nu te știu ca și profesor. Da. Ești cu dumele și... Dar ce profesorii nu pot să aibă umor? Nu, numai că nu știu dacă să cred ce zic sau nu. Imediat, acolo este o carte MOV. Nu cu matematica. Pentru 5-8 și... Îmi faci introduceri de-astea bune, nu-mi dau seama zglume. Păi asta e din căsnicie și din relație. Introduceri bune. Preludie, ce-ți plac cărțile? Citești la volan, ce faci? Deci, ce să zic? Deci după Buhnici îmi dai voie să fac topul, așa? Deci după Buhnici el se ocupă și de baterii și de securi, de Tesla, așa? De ciocane. Așa că sunt formă la început. Ești foarte în formă, la sfârșit nu mai vorbești nimic. Lasă-mă să zic. Deci după Buhnici, așa, cine e? Nelson? Tu să ne spui. Mondialul. Nelson, ne-ai zis și în... avem aici... cum îi zice? Unde primim invitații, bă? Lobby. Bă, ne dăm cu Tesla în Elon Musk. Deci discutam și... Nelson Mondialul, da. Știi ce mașină are tata? Nu știu. BMW-ul. Este și acum, uite-te că am... intrăm abrupt în subiectul din această seară. Zici că mă joc. Este vreo corelare între personalitatea, acum, a șoferului, că o fi el bărbat, că o fi femeie, și ce tip de automobil conduce? Hai mai întâi de toate să se prezinte cine e Andrei. Poate nu toată lumea știe. Adică sigur publicul tău nu. Ceea ce e și mai greu, știi, adică intro, stai la intro, după prezint. Vereștiuc că Andrei. Da. Prezent. Un băiat, aș vrea, acum deja mai îmbătrânesc. Îmbătrânesc și îmi pare rău. Da, că acum înainte să vin la voi am fost la medic pentru durerile de spate, știi. Și ce-o zis? Păi au zis că după ce ai durere de spate să-ți ia adio de la copilărie, adolescență, tinerețe, gata, știi? Și nu mai am voie să alerg toată viața. Fai. Ceva nerv, ceva... Da, păi sau... 90% din oameni până la vârsta de 40 de ani au probleme cu spatele. Așa. Na. Ceea ce de ce? Pentru mult. Că în spatele oricărui bărbat de succes stă o problemă de spate. Și după aia nu te mie. Dragă, acum scădem, că și la colesterol, până acum 50 de ani era bun până la 300. Acum cât e? Că dacă tot mergi pe la doctor. N-ai ajuns la colesterol. Încep cu carcasa sau cum îi zice la mașina asta. Carcasa îi zice, nu? Caroserie, bă, pe asta ziceam că începem pe exterior, după aia ajungi la problemele. Dar... Și, deci, dacă treci de vârsta de 30 de ani și când te trezești dimineața și te ridici din pat și nu te doare nimic, ai o problemă. Nu, am 25. Deci, am 25 de ani, locuiesc în Cluj, probabil cine mă știe în afară de prieteni, mă știu că fac conținut pe YouTube cu mașini. Cu mașini, deci asta este nișa ta. Da, și când te întâlnești cu ceva pe stradă, bă, Andrei, ce mașină să-mi iau? Asta e că... Mai poți? Da, nu e o problemă. Ok, îți asum, nu? Adică... Asta livrez, asta... Exact, așa te văd oamenii. Nu m-a așteptat să mă întrebe de Bitcoin. Uite, dar de ce? Poate își cumpără o mașină veche în care erau niște Bitcoin acolo. Ce bate, mă? Bate Bitcoin. Uitându-te la fețele noastre, și te rog să încep cu Vlad, așa. De fața lui nu poți trece mai departe oricum, ce mașină i s-ar potrivi, că el acum are o bătrânică. Un Polo. El are un Polo. Trebuie să treacă la seria 3. Nici povesti. Păi eu de părere că mașina nouă schimb până nu mai mere sau până nu mi-aduce bani. Păi nu.
Nu mi-aduce bani. Și când nu mai merge, ți-ai BMW și gata. Nu mi-au BMW. Dacă vinde tata Nelson. Da, asta e... E un lucru tipic românesc să forjezi mașina până nu mai poți sau... Din păcate, da. Dar nu mai merge la mașinile noi. Că, nu, cumva mașinile vechi le luai și nu conta, nu exista prevenție. Așa cum nici în medicină la români nu există. O bag în problemele mele cu spatele. Că noi în Europa stăm foarte rău la probleme cu spatele, că noi nu facem nimic preventiv. De exemplu, în Norvegia, copiii fac la școală not. Știi? Și foarte bun pentru problemele cu spate. Îți întrește musculatura, nu mai dezvolți. Nu e nimic. Și care e faza, care e diferența? Că la spate tu nu te mai regenerezi. Odată ce ai făcut o problemă, trebuie să ai grijă să nu mai scadă. Să cotizeze, da, da. Exact, da. Știi? Și la mașini e cam aceeași chestie. Noi nu avem prevenție. La noi mai de mult chiar era o vorbă. Băi, eu m-am dus la mecanic și mi-au schimbat piesa aia și nici nu bătea. Mă, l-am vrut să mă facă de bani, că așa să ăștia. Eu luat piesa originală, am pus... În mod normal, schimb piesa înainte să bată. Și de unde știi? Pentru că rezistența materialelor și zice, uite, service, manual de service, zice cam cât trebuie să țină piesa aia. Cine citește atâta? Păi, tu nu citești, că te duci mașina la un service în care ai încredere și ăla știe. La kilometrajul ăla trebuie schimbat aia. Știi bine, nu prea se practică la noi neapărat la mașinile ieftine. La mașinile scumpe se practică. Și există servicii de încredere. Adică eu sunt de părere că mecanicii sunt ca și dentiștii. Ți-am făcut perforație de gradul 3 pe dintele 2-3-5 și te costă 600 lei. Eu la fel și cu mașinile. Și ți-o dau un gur. Și stomatul. România e destul de civilizată încât să aibă și serviciul de încredere, dar și destul de necivilizată încât... Să aibă mecanici de 2 lei. Cer scuze, pizza aia bună ce mi-ați dat-o de la atelier. De rugă, pizza! Mă trage. Și trebuie să zici. Trebuie să-ți... Am băgat-o și la început. Da. Deci, cum zice Mircea Bravo, retenția e până aici, de aici nu se mai întâmplă. Da. Deci nu este prevenție la mașini, nu. Trebuie să schimbi preventiv. Mai depinde. Și mașinile și pe generații, știi? Că dacă îți o ai o Cobra cu 30-40 de ani, nu schimbai nimic toată viața, poate. Exagerez un pic, dar cam așa era. Mașinile din anul 2000 merg pe stilul care lasă-le până pușcă, dar mașinile din 2021 cam greu. Las-o până pușcă. Deci s-a prindit senzor în bord, nu mai poți să o lasă puște. Da, nu mai poți să o lasă puște, exact. Se oprește ea și te trage pe partea dreapta, drumul bine, faci tu, înainte să strice, știi? Dar ziceți, voi ce am ajuns, bă, că înainte de 89, 90% dintre români aveau Dacia, nu? Da. Eram forțați. Erau forțați. Nu e un lucru... Păi îți mai aduce un Ford, un, nu știu ce, Fiat... sau de pe în țările vecine, era o Skoda, greu, ceva. Era greu, era un Skoda. Dar fiecare dintre români știa să-și repare, cum era vorba, cu Dacia. O sârmă și cu un ciorap de damă, îți repari Dacia, nu? Suflai în bujii, în jiglări, în așa. Acum, în afară de, dacă ridici capota, dacă găsești butonul, să bagi lichidul de parbriz. Cam da. Atât, în rest, pe cuvânt. Te uiți sub capotă... Cam poșetă la nevastă, adică nu înțelegi nimic, dar e plin de ele. E foarte tare ce zici tu, că multă lume ar rezona, știi? Adică, ai spiciu bun, da. Ca și cum, da, mă, noi nu mai suntem ce eram odată, daci liberi. Un pic naționalist. Așa, știi? Păi și... da, era Dacia, așa îi zicea la mașină, da, Dacia. Da, nu daci liberi, că e exact, conspirația aia pe Facebook, știi? După ce locurile scos. Și eu am o Dacia 1300, deci cred că pot să vorbesc, știi? Că poate dacă n-aș avea, zice lumea, Ce știe, mă, puștiu ăla, mă? Ăla vorbește, el știe. Se uită la review-uri, dar nu știe. E a doua Dacia 1300 pe care o am. Am mai avut una și când am avut 18 ani. Și sunt mașini care nu sunt fiabile, care se strică rău și des. Ceea ce nu e un lucru rău, că le pare ușor. Dar nu ai confort. Dacă vrei, ți-o las o săptămână. Noi, apropo, iară de spate. Că da, nu. De acolo să trag problemele de spate. E. Și mai mult ar conveni, de exemplu, să sarsi că să mergi mâine până în Grecia, așa, concediu. Cu ce vrei să mergi? Cu Mizero. Cu 1300 sau cu Golf 4? Cu oricine, numai o să... Da, Dacia o ții de, pentru dragul sau de ce? Adică nu... Am copilărit, am crescut cu Dacia bunicului, știi, și cumva îs mașini care te uzi la ele și le vezi, bă, ce frumoasă îi, dar nu-i pentru mine. Și sunt mașini care te uzi la ele și îți plac chiar dacă ele nu sunt frumoase. Așa cum ne place nouă Passatul, care nu-i neapărat frumos, nu mereu e frumos și mie îmi place de mor când văd un Passat întorc capul și îmi dau seama că
din copilărie, cu ce ai crescut, aia îți place. Eu am crescut în Dacia bunicului, de reminiscență. Nu știu cuvinte de astea complicate. Așa și melodia. N-am să uit până am să mor Dacia bunicilor. No, aia. Și eu chiar am crescut cu Dacia bunicului, care, nu, cumva e acolo acasă, știi? Și cât aștept, cât s-a aștepta la cec să-ți vină rândul după aia. Depuneai banii și trebuia să aștepți. 75.000 de lei era până la Ceaușescu. Așa se raporta. Păi cât salar avea? Atâta. Păi cu atâtea salarii nu luam o Dacie. Exact. Că altceva n-aveai pe ce să cheltuiești. Da. Da? Și acum... Și de unde ți-a început toată pasiunea asta cu mașina? Adică și eu am o pasiune cu mașina, n-am dus așa la extrem. Adică... Asta e, stai. Eu cu ce am dus la extrem? Eu cred că dacă te întrebi de o mașină, sigur știi ceva de... Eu probabil n-am auzit de aia. Ai fi surprins, poate nu știu. Poate îți fac doar temele înainte de prezent. Am adus aici un vlaș. Culme că nu știu mașini, adică... Întorc capul după ele, îmi plac, îți faine, dar... Înainte să încep canalul de YouTube, vreau să încep un canal de YouTube pe nișa IT. Că îmi plac mult calculatoarele. De-aia ai încercat să faci și facultatea. De automatică și calculatoare. Da, da. Încercat. Îți dai seama dacă ar vedea mama chestia asta, care încă speră să o termin. Doamna Vereștiu. E divorțată. Da, okay. Doamnelor! Da. Ești copilul ei și nu te reneagă. No. Da, nu mă reneagă. No, asta e bine. Asta e bine. Dar cumva nu-ți dai seama. Părinții, bunicii mai mult care au crescut cu logica asta, pentru facultatea ei. Ca și aerul pentru noi doi, știi? Trebuie să o faci să fii de succes, copilul meu. Că și altul, și să dau exemple, au făcut și ce bine merge, nu? Că da. Nu-i vorba de tine când intervine cicălitura asta. Ești în raport cu cineva. Da, dar e și garanția succesului. După vremea lor, chiar așa au crescut. Bă, dacă ai avut o diplomă, și iară ne întoarcem la Dacia, ori noi privim spre viitor, nu? Așa am convenit. Așa. Deci primeai repartiție, bloc, ți-l plăteai în rate și ajungeai să-ți iei și o Dacia, nu? Și era maximum unde. Era eu. Noi acum cu mask mergem în spațiu, în Shadow, mă chem să-l mătă. Spațiu este o crâșmă în Cluj, Space Pub. No. Fac și eu glume. Deci cu IT-ul ai început. Da, pentru că n-am început canalul de YouTube. Ai dorit să... Am vrut să încep, dar am stabilit. M-am uitat așa, foarte simplu. Mă, eu cred că sunt mai mulți oameni care se uită la mașini decât care se uită la calculatoare. Știi, adică hai să mergem pe nișa care e mai de succes un pic, pentru că trebuie să ajungem undeva la un anumit punct. Știi, mai ales că provocările atunci când începi, când nu-ți dă nimeni nimic. Chiar nu-ți dă nimeni nimic. Și am pus-o în balanță. Bă, dacă fac review la ce telefon aveam eu cu ecranul spart și cu 2 ani vechime, să uite cineva. Nu prea, știi? Dar dacă fac review la Golf 4, cred că sunt mai mulți care să uite, știi? Adică, cumva, mașinile, chiar dacă sunt vechi, încă păstrează interes. În schimb, tehnologia, dacă e veche, nu păstrează interes. Trebuie să fii mereu cu cei cel mai nou. Și e foarte greu să ai acces cu cei cel mai nou când ești un băiat de la țară, mutat la oraș, să faci facultate, nu prea ai bani. E ca și cum permiteam să mă să le iau din magazin să le prezint eu sau ceva, știi? Și am zis, băi, mai accesibil. Am făcut review la mașinile prietenilor, după care treptat am găsit eu soluții să tot fac rost de mașini noi, știi? În unul dintre ultimele tale clipuri ai și distrus. Ai văzut că nu au distrus un matiz. La bănuiesc că l-ai cumpărat. Mă tot întreba lumea, mă zice, bă, dar ce buget ai avut de filmare, mă zice, deja distrus matiz, că era funcțional. E foarte simplu. Cineva, cunoștea pe cineva. Care? Lucrează la Remat. Și acolo mașinile se cântăresc nu la formă, ci la kilogram. Și atât timp cât noi am returnat același număr de kilograme cât am împrumutat, nu conta. Deci, pe când eu costa vreo 50 de lei să distrugem matizul ăla, e tare în România. Pentru că noi l-am dus omului mai împachetat și el oricum asta trebuia să facă cu el, că la Remat îl împachetează tot. L-ați preîmpachetat. Da, l-am preîmpachetat. Deci, dacă stăm bine să ne gândim, cred că trebuia să cerem bani, că am făcut un serviciu, nu? 50 de lei. Asta, când distrugeți acolo un Lincoln, nu știu ce, atunci asta. Da, deci, practic, a fost chiar o producție ieftină. Să faci jos de un matiz, să-l duci, să-l pac. Numai grijă să nu stricați excavatorul. Da, că ăla era scump. Era scump. Când s-a întors, așa s-a înclinat. Nu eu l-am condus atunci. Nu. A fost și altceva, treaba lor. Apropo, cu condusul cum stai? Ca pe exterior e ca și la fel, eu ce aș, da, când intri în interior. Eu știu cum stau cu condus, nu. Te descurci.
Ce pot să zic? Bine? Cum ar suna? Bă, îți place să și conduci? Adică da, nu numai să stai în afara mașinii. A, nu, îmi place mult să conduc. Nu. Îmi place și kartingul, păcat că la noi în România nu e neapărat un sport foarte bine dezvoltat. Ești mare pentru karting. Ia și tu, motocicletă. Am motocicletă, nu, și nu știu, îmi place și Formula 1. Am acasă și volan cu pedale, dacă se pune, cred că zici că-s nebun, volan cu pedale. Ce, am 2 ani, știi? Volan cu pedale. Dar numai care e force feedback de ăla, știi, care te trage, știi? Înțelegeți? Adică nu-i numai o roată pe care o învârți, te trage contra forțelor. Da, 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 trebuie să particip. Trebuie să particip, activ. Exact. Nu, vin într-o zi la o tură. Cred că e mai complicat să scoți la o tură cu Dacia. Lasă că te dau la pedale. Și că ziceam de top buhni. Și cu buhni ce ai făcut tu? Da. Ai prezentat garajul. Ce te-a impresionat din achizițiile lui? Impresionat e un cuvânt greu. Eu am așa... Tu nu te impresionezi. Nu că nu mă impresionez, dar păi... Nu. M-a impresionat omul. Nu neapărat mașinile, că e mașini. Nu vreau să sun erou. Nu că te saturi, de? Te obișnuiești cu ele, știi? Când, niște freari. Când am început vlogul, știi, aveam un Audi de 1000 de euro, hai zicem 2000 poate, dacă așa. Dacă mă urcam într-o mașină de 15.000, făceam poze cu ea, trimiteam la prieteni, eram, o zi eram umed. Ce face săracilor? Nu, că nu aveam o dată, dar zi eram umed, știi? No, după ce ajung să conduci, am undeva poate și nu zic ca și laură, dar așa ca și numere, peste vreo 200 conduse, nu mai contează că e de 100.000 de euro. Că e de 5.000, contează mai multe alte aspectele, știi? Chiar ziceam unui prieten că m-a sunat, de ce mă întreabă lumea, cum ziceam, cu ce mașină să-mi iau? Bă, da, dacă tu ai avea 20.000, acum, ce ți-ai luat? Că eu trebuie să-mi iau și nu știu, BMW-ul ăla sau Passat sau nu știu ce. Bă, dacă aș avea 20.000, mi-aș lua cu 5.000, pentru că nu e nicio diferență între aia de 20.000 și aia de 5.000 dacă e o mașină de serie. De serie, adică de astea, dieselurile standard. Da, e mai nouă, lumea să zică că ești mai șmecher. Dar la ce simți la condus într-un Passat din 2002 și un Passat din 2012? Nu-i mai are diferență. Și cu restul de bani ce se facă cu 15.000 de euro? Să jetri. Se mai una de piese de schimb. Da, îți dai seama, în primul rând, mi se pare greșit. Și nu rămân așa când le dai un răspuns de asta. Păi nu, că după aia le zic, hai să zic ce-ți recomand ție. După cum te știu pe tine sau după ce cer că vrei, știi? Trebuie să portăm o discuție sinceră. Bă, vrei să te vadă lumea că e șmecher. Nu, că pentru mine, că pentru confort. Lasă-mă, că uite, că am Golf 4 acum. La noi? Păi nu, că nu știu ce, știi. Adică și ce au actualii bun. Da, stabilim dacă vor să fie șmecher, dacă nu vor să fie șmecher. Dacă vor să fie șmecher mai cu tupeu sau șmecher cu mai puțin tupeu, știi? Cum e în Cluj, că e hipsterime asta, nu știu cum. Cum îi ziceți voi așa? Hipsterime. Împotriva comercialului. Știi? Împotriva curentului. Împotriva curentului. Neomarxiști, așa. Fai, sexotroțchiști. Cum? Matematician? Ce-a zis? Useriști. Nu, adică aici nu poți să-ți iei BMW, știi? N-ai cum. Și ce ți-e un Beetle? Ceva și Eco, ceva verde? Depinde, ce fel de stil ești. Mazda am văzut că le place mult. Clujenilor. Clujenilor hipster. Clujenilor hipster, știi? Mazda e cumva... Pentru că Mazda e un brand japonez care totuși e premium. Toată lumea zice, băi... Ți o Mazda 6, ți de e. Exact. Dar toată lumea, în cercul tău. În cercul tău, că te învârți în cerc de hipster. Da, da. Dar te poți învârti și în cerc de... Dacă ți iei un Sierra 3, babanule... Noastrele nu. Te vezi cum merge ăla. Rupe tot. Și mașina ta preferată care ar fi dacă îi... Îți multe, că așa, e greu. Da, una care ți-ai permite-o. Și așa, da. Și când te-aș întreba, nu știu... Măcar a ta preferată care? Mașina da, ideală, da, sau nu există mașina? De pizza de la tinerul de pizza. Mulțumim încă o dată. Îmi doresc că în viitorul relativ apropiat să-mi iau așa, să-i dea de hipsteri, poți să zici. Unul Mitsubishi Lancer Evolution 9. Nu știu dacă ați auzit de el. Mașina care era folosită și la raliuri. Da, e o mașină de raliu cu care am copilărit așa în filme. N-ai, dar e foarte scumpă. N-ai cam câte vloguri trebuie să mai faci? Multe. 4500. Dacă omoare răspuns. Dacă e pe aia care vreau. Și să n-am cheltuieli la vlogurile. Dacă pun numai din vizualizări, dacă pun și în sponsorizări, poate mai puține, dar nu. Ce dracu, nu putem să trecem noi de 3000 de vizualizări, tu de 180.000, tot acolo suntem. Ce să facem? Da, este o plafonare a României. Să știm cui comunicăm.
Aia, și aici am vrut să te aduc să scăpăm din mașini. Și o să revenim și la mașini, că porniste-i cu IT-ul. Tu ești și pe partea asta de influență reală. Eu îmi zicea Mircea Bravo când am filmat cu el și nu numai, că și tu te ocupi de partea lui de Instagram sau de... Da, așa. E una dintre chestiile din care eu și colegii mei... Asta cum ți-a apărut? Pe fondul de IT bănuiesc, nu pe fondul de... Noi eram la facultate și am început să lucrez cu Mircea. Și nu se cred că și el zice așa. Am lucrat un an pentru el pe gratis, că nu eram vrednic de a fi plătit. Cumva ei băieții sunt profesioniști și nu lucrează. Bine, cu... nici amuda! Deja e rușine! Nu lucrează cu cineva care să fie zero, știi? Și mergeam pe la ei pe la birou. În principiu, m-a impresionat foarte mult online-ul și puterea de comunicare și ce înseamnă și cum comunici și cât de important cred eu că e pentru viitor. Atunci am rămas și am zis, bă, fac și eu asta, știi? Și la ei asta cu Instagram-ul s-a ajuns dintr-o necesitate, dintr-o chestie care îmi plăcea. Eu oricum eram bun pe poze, că am făcut poze în liceu, la nunți. Și, necesitate. Necesitate pentru ei, plăcere pentru mine. Și eu, momentan, e o chestie care o facem, ne ocupăm. Acum am și colegi care să mă ajute în echipă, că facem asta și pentru mai multe firme și facem local aici. Chestia asta. Nu știu ce, dar îmi place online-ul, că de-aia m-am și început, știi? Am zis că după ce am văzut la Mircea, știi, cum postează, ce postează, am lucrat cu Sabin German vreo jumătate de an, făceam o emisiune live din studio prima dată, după ce am văzut puterea online-ului, am zis, bă, în viitor ce va fi foarte important e să poți să comunici multor oameni. Mai mult decât orice. Adică eu nu mă consider un om bogat. Dar nici un om sărac nu pot să mai zic că îs. Am o viață decentă în Cluj, care e deja un oraș scump, care îți trebuie ceva bani ca să supraviețuiești aici. Și am realizat într-o zi, după mentalitatea mea, dar poate vorbesc prostinicul să-mi zici. Adică, bă... Și să ne adresăm bătrânului. Adică să-mi zici dacă vorbesc în cator, am realizat, bă, eu nu mai am cum să ajung boschetar în stradă. Știi că era conflictul ăla, că de ce m-am lăsat de facultate, aproape a doua facultate de care m-am lăsat, de ce se expert la renunțat. Care era? Nu. Zic imediat. Nu. Și... Am făcut 3. Și m-am lăsat de toate 3. Și m-am dat seama... Dar ce aici a studenților anonimi? M-am dat seama că nu mai am cum să fiu boschetar. Pentru că, hai să fim serioși, dacă mâine nu mai merge nimic din viața mea, fac un vlog. Fac un vlog. Am ajuns boschetar și mă filmez cum sunt pe stradă și aplaudez și zic, uite, vă rog, eu care e ăsta, dar puneți și mie un euro aici și cerșesc profesionist. Ăsta, poți să cerșești profesionist în online. Cerșetoria 2.0. Da, exact. Și gata, știi? Și atunci, să comunici multor oameni e o formă de putere, într-un fel, zici așa, dar nu putere în sensul ăla, în sensul că de acolo ai multe ramuri. Poți să întâlnești mulți oameni, networking care e bine, poți să faci bani dacă ai scopul să faci bani, poți să te distrezi dacă ai scopul să te distrezi. E bine. Utilul cu plăcutul. Da. Și cu networking și cu comunicare ai ajuns să faci și cu Andy Popescu vloguri. Păi da, am făcut un episod. Până la urmă și Andy, pe nișa ta, nu? Eu le văd niște diferite acum, și George Buhnici, și eu, și Andy Popescu, consider că sunt niște complet diferite, deși toate împărtășesc subiectul mașini, abord, nici nu că e diferit. George, eu zic că e strict pe specs. Și pe smart. Specs și pe smart și pe așa. Și Andy Popescu e strict pe oameni. N-aș zice că e pe supercarul, pentru că el nu face review mașini, nu spune de mașină. Da, el are invitații, oamenii care se uită acolo, se uită să vadă. Ce zice proprietarul ăla de Lamborghini? Bă, da, prostii. Bă, zice bine, nu știu. No, ne place, adică ne place să vedem materiale de la oameni de succes, știi? Ăla care și-a luat Ferrari, dă să văd ce zice, că sigur nu-i fraier, că dacă ai face material cu unul cu Golf 4, o să uite, știi? Deci e pe nișa umană, aș zice, și eu cred că, într-un fel, poate e pe nișa socială a mașinilor. Cred eu, de moment ce am ajuns să am un anumit impact în vizualizări, e clar că lumea nu se uite la mine că vrea să-și cumpere o mașină. Că aia e nișă prea mică în România. Lumea se uită că e curioasă de mașini și vrea să vadă care e faza, să se simtă bine. Să compare, să mai afle ceva. Să mai zică și prietenilor, dar să nu fie greu de digerat. Nu vorbim despre diferențiale și mecanică avansată și nu știu ce. Specificațiile de bază, cum e faza, curiozități, chestii interesante, entertainment până la urmă. Că așa. Orice formă de infotainment, dacă nu are entertainment, nu merge. Nu merge în online, zic eu, știi? Da. Nu intră nimeni și zice...
hai acum să mă uit, să mă documentez. Știi, trebuie să te simți bine, dacă nu te simți să-l bine. Să-l văd pe ăsta serios. Da, exact, știi? Deci asta zic că sunt niște diferite, cred eu, deși toate îmi par mașinile, că mașinile sunt rădăcinate în cultura noastră românească, foarte mult. De ce? Judecăm omul după mașină. Acum, de ce? Ce îmi ziceai și tu și așa, parcă mergi cu ce zici tu, mergi în paralel și cu snobismul românilor, și cu apucăturile lui, și cu deprinele, deci... Mașina, deci... Nu zicea puia într-o piesă că unii au mașini mai scumpe decât casa în care stau. Și așa, păi. Așa e, de... Că ziceați cu Dacia, că cu Dacia. Deci cultura, și cine avea mașină pe vremuri, nu e așa... Era tare. Era tare și, cum să zic, erau concursuri automobilistice, așa cum era și la, cum erau vremurile, erau și la noi. Perioada interbelică, mă refer, care a fost cea mai înfloritoare. Așa cum sunt acum, raliuri de mașini. Și acum sunt raliuri și... Și stai să vezi că cum, că e așa, tot așa o bulă pe care noi nu o cunoaștem foarte bine, că nu e imediatizată, nu e nimeni care să facă content de acolo. Păi acum este viteză în costă, știi, care e un fel de și asfalt și macadam și așa. Păi sunt acolo oameni care participă cu Ferrari români. Sau cu monoposturi de alea, știi, ca la Formula 1 gen, cu alea. Nu-s de Formula 1 monoposturi, dar o analogie bună de alea, știi? Da, da. Că știi, că, și participă cu de alea. Păi da, Neoțil îl mai urmăresc și el cu curse de astea, cu... Mă simt prost că nu știu. Dani Coțile. Era Răzvan, Neața cu Răzvan și Dani. Îți mulți amatori care... Voi uitați la televizor. Aia e prima problemă. Da, știu. Eu îl urmăresc din Clubul Berzelor, că are un băiețel de 2 luni și ne dăm sfatul despre alăptare. Și în Cluj? Nu. Știu, nu. De unde să știu? De seama. Matinalul de la Antena 1, nu știi. Nu mă uit la televizor. Niciodată nu te-ai uitat. Am început. Deci, eu am copilărit cu Cartoon Network și apoi cu Discovery, m-a fascinat de mic. Și a fost o perioadă bună, nu mai știu, cam pe la clasa 9-a, când a scos Discovery-ul din grilă. Și atunci am scos televizorul din cameră și internet. Dar e foarte bine, că pe mine internetul m-a salvat. Păi nu internetul strică copiii. Da, ce să zic, am avut noroc, știi? Statistic, pe 5% pot te ajută. Tu ești în aia 5%. Am avut bulan, știi? Dar nu sunt aia 5% cu spatele, vezi? Și ți-o dat ceva tratament sau? Da, dar știi, no, e antiinflamatoare, antidurere, să se retragă inflamația, după care sport ca să susținem coloana, să nu mai facă atâta efort, să facă mușchii și aia e. No. Și nu ți-o recomandat și un scaun pentru mașină mai comod? Nu stau așa mult în mașină. Stai în mașină. Nu, încât cred că să fie atât de relevant. Am văzut că ai trecut și la mașini mari, respectiv tractoare, da, excavatoare și aia. Și asta e o lume. Deci eu am făcut primul meu clip cu un tractor și nu mă așteptam. O mers de rupt. Și m-am dat seama, stai un pic, că doar la noi e mediul rural. Ce face toată lumea la noi? Că la noi, la țară, nu-i cum e în Austria la țară, că aia numai stau și fac grătar, știi? Toată lumea la țară are găini, grădină, îți dai seama, știi? Și atunci m-am dat seama, tare asta cu tractoarele, știi? Mai ales că tractoare scumpe de care cumva te face curios. Ai pe domnul ăla fermier, cred că de aici, din Cluj, de undeva, Da, e ultima cu tractor, da, primul tractor românesc, da. Și... Să vezi cum ai și tu, da, ce și dânsul pe stradă, tractorul. La ce să zici, că e o uzină întreagă, ce știu, un calculator aproape și un tractor de ăsta, nu? Da. Nu mai vorbesc de combine, totul apoi am, chiar am filmat și... acum 2 luni în Germania un tractor, un John Deere, care e cel mai mare, cel mai puternic, nici nu mai știu cât era, 380.000 de euro sau ceva, și... Era și autonom, parțial autonom, în sensul. Cu ăla să mergi pe dorobanților. Cu șenile. Cu șenile. Pii. 4 șenile era. Independente. Mari, înalt. Colosal tractor. Deci, tehnologia e tare, nu? Dacă a ajuns și la câmp, și pe câmp. Și cum îți alegi subiectele? Cum... Adică subiectele... Tu cum îți alegi subiectele? E aceeași chestie.
Nu, mai întreb, mă mai sfătuiesc, mai întreb, mă mai uit la vizualizări, mă mai uit la comentarii. Ori de unde prind o idee. Consider că după ce începi să faci conținut o vreme, așa, începi să dai din ce în ce mai mult seama ce prinde, știi? Și când vezi un lucru, știi. Adică, eu aș vrea să pot să prezint toate mașinile. Ți-am zis, nu mai fă despre politică, că nu prinde. Și 30 de ediții. Dar, aici ai o chestie. Eu cred că poți să prindești despre politică, sincer. Eu cred că poți să prindești despre politică dacă ai explicat. Că sunt mulți care ar vrea să înțeleagă, să li se explice. Nici eu nu. Eu cu timpul. Dar ce cred că e foarte greu în politică e faptul că tu dacă faci un material despre politică, dacă îți dai cu părerea, mulți nu se mai uită că se enervează. Pentru că ei vor să-și dea cu părerea. Da, pentru că la noi în România politica, noi suntem experți în politică fără să știm politică. Și noi deja din start știm care e faza și atunci nu ascultăm părerea altora. Noi știm dinainte. De-aia trebuie numai explicată politica pe online în România. Nu trebuie, bă, ce prost e ăla, că, știi? N-am văzut ce faci cu politica, încerc scuze, dar cred că politica ar merge explicată pentru mulți care să înțeleagă și chestiile de bază, știi? Care se întâmplă în prezent, iar actualitatea în online e foarte puternică. Corect. Știi? Ajută, nu știu. Poți să faci un material acum. De ce face PNL-ul alianță cu PSD-ul? De ce? Păi asta tu știi că ești cu politica. Tine, trebuie să le explici. Andrei Bereștiu. Trebuie să le explici acolo care e șmecheria. Bă, dacă știi și eu. Cu primăriile, poate vor să-și împartă cu banii. Nu? Cu bani. De la bani pornește, tu, ca și la mașini, nu? Poate Iohannis e mai disperat că îi se termină mandatul și nu vrea să meargă europarlamentar. Poate vrea să rămână și el în țară premier. Da. Și atunci, ca să rămână premier, trebuie să-și construiască spatele acum, că USR-ul nu l-ar fi ascultat. Apropo, el are mașinuță de golf când merge la golf. Și alea-s mașini, nu? Alea-s un fel de papa mobil. Papa mobil. El ar trebui să aibă o mașină de golf și să-i de papa lapte joacă mobil. Am auzit duma joacă că golf. Dar nu știu unde, am auzit duma că la pianul de jos, că e în scădere cu ratingul electoral. Este în teren ăla. Am înțeles. Și mașinile alea de gol, mie mi se pară. Sau iară ce, vorbim despre mașina tipice, alea care merg și iau fotbalistul accidentat. Mm-hmm. Păi și alea tot de golf. Tot de golf, da? Da. Mașini, mai putem fără mașini în ziua de azi, că tot zice, mașina e o necesitate și iau, o familie are câte două, trei mașini și nu mai pot. Traficul nu te enervează în acest oraș minunat numit... De azi ziceam că n-am umblut foarte mult. Te enervează. Orice te poate enerva în viață. De-aia e bine să faci tratament. Ori de-aia e bine să faci tratament. Corect. Și tratamentul meu e că eu am o mătușă și un unchi în București, care unchiul meu e bucureștean 100%, și cam o dată la 2-3 luni mergem la ei, oricum avem treabă în București uneori. După ce mergi în București și stai 2 ore să ajungi în punctul A, punctul B și vin cruci și stai 25 de minute, noi n-avem genial. Punctul A, punctul B, Mărăș, Mănăș, tu. Da, nu, păi nu, dar ce vreau zic e că la noi încă bine. Atunci, încă da, bine. Da, noi mergem prin comparație și Ardeleniește și aștept să facă primul review de la metrou din Cluj. Da, ai făcut la autobuz. Nu? Da, am prezentat un autobuz electric și nu a fost sponsorizat. Și am mai făcut un material cu oamenii din autobuz care nu a mers bine. Am făcut un material care după m-am dat seama că nu trebuia făcut în Cluj și în București. De ce merg oamenii cu autobuzul? Și îi întrebam, mergeam pe stradă, salut, am zis că mergi cu autobuzul. De ce mergi cu autobuzul? Nu, cu mașina, știi? Și răspunsurile erau, nu rezonau cu majoritatea țării și erau prea bune, știi? Păi mă duc pentru că e mai rapid, pentru că nu vreau să poluez, pentru că mașina oricum e de domeniul trecut, tot de asta am iurit. La ce te așteptai? La... Păi dacă îl făceam în București. De ce mă duc cu autobuzul? Eu știu că pute, că eu nu știu. Este un conflict mai mare, că am făcut să fac un material cu interviu cu oameni care parchează pe interzis. Știi? Și am găsit eu un loc unde e interzis, dar se parchează foarte des în Cluj, că-s multe de genul, știi? Și mă duceam la ei. Pac! Ați parcat aici pe interzis? Ce părere aveți? Știi? Toată lumea era, eu încerc scuze, dar nu am vrut, dar nu, da, mă mut acum, nu știu ce, știi? Prea de treabă. Și am zis, băi, prea, nu, ăsta nu-i, nici l-am postat, știi? Trebuie făcut în București, știi, în București. În București, mergi. Deja s-o gata pe interzis. Eu zic că ți-ai bătaie. Da, aia, trebuie să mergi cu modica. Da, mai te cred că ți-ai bătaie de la aia cu lădița. Aha. Care video? Nu, cu lădiță. Îți care rezervă locurile. Da, parcangii ăștia. Da. No.
Eu cam o dată la 10 ani mă duc la București, așa că sper peste 10 ani să se schimbe bine, iar Clujul să devină un mare, București un mare Cluj Napoca, că noi tindem să devenim un mic București. Nu, bine, păi, dar totuși se circule greu și în Cluj, las-o în fasole, nu? Nu, mă, iară, eu nu mă duc distanțe mari. Mi-am luat chirie special să fie aproape de ce mă interesează. Tu, dar n-ai să duci, să-ți iei copilul din punctul A, să-l duci în punctul B, pe celălalt din punctul C în punctul D. Ar fi groznic. Deși pentru Clujul nostru de bun simț ar fi groznic. Și eu n-am răbdare, că mă vezi că așa aici pe scaun poate te dansez. Îmi da, de aia ți-am pus scaun fix, că dacă era mobil... Da. Nu, nu așa avea răbdare să mă duc așa cu o oră cu copilul, să stau în Florești și să vin în Cluj, să nu știu ce. Nu, așa avea. Da, oricum, asta e mare lucru, că știi să te organizezi de la bun început, ca să știi prioritățile și te întinzi câtă țipătura. Adică după dacă aia nu stai și te înjuri pe tine, bă, dar de ce n-am făcut așa? Oarecum estimezi. Păi dacă nu te organizezi, nu ți-a se treabă. Da? Ești unul foarte organizat decât ea, dar ești primul invitat care vine cu 5 minute așa înainte și vine la fix în studiul Media Pro, fără să trebuie, unde? Dar pe e jos. A, tu ești Nicule! Și unde e filmă? Păi da, mi-a trimis adresa pe WhatsApp. Da. Și scrie pe blog Nicu Bendea, adică Nicu B sau ceva de genul, sau Bendea, da. Bendea, N, Nicu, sau, Bendea, nici nu mai știu. N-C-B. No, cam greu să nu găsești. Da, foarte bine. Ești un descurcăreț. Din Ineu la București să trăiești. Asta e așa de ironic, de seama. Ești un descurcăreț că ai venit la adresă. Ce standard de avem? Da. Ce standard de avem? Ui! Ce standard de avem? Îți dai seama ce oameni m-au avut invitați? Și de asta să invitez. Au fost. Adică vorbeam în general. Și chestii mai grele de făcut în viață. Care? Cum? Ce mai greu de făcut? Conținut, decât să ajungi la adresă. Conținutul ăsta te obsedează? Depinde ce sens. Conținutul videourilor tale te preocupă? Da. Adică și în timpul liber, dacă ai cum stă Andrei Vereștiu cu timpul liber? Acum, noi suntem într-un domeniu privilegiat, amândoi, știi? Că Eu mai văd colegi, știi? Colegi din domeniul influencer, creator de conținut, cum vrei să le zici, știi? Care să plâng, mă, cât de grea e meseria lor, știi? Băi, păi astăzi am filmat 12 ore și sunt ruptă și mai am și un shooting și nu știu ce. E ușor. 12 ore, ăla care lucrează în construcție, ăla se poate plânge, știi? Atunci, de ce ți-am zis chestia asta? Că așa e și cu timpul liber, știi? Mă, ce înseamnă timp liber? Dacă mă trezesc dimineața și când mă pun la calculator, în cazul în care nu am o filmare plenuită, stau și cercetez piața sau mă uit să învăț despre o mașină. E muncă sau nu e muncă? Că mașina aia poate o prezint a doua zi. Știi? Chiar acum am o mașină la mine care cu ea am venit, mâine dimineața o filmăm. Știi? Mă, când ajung acasă trebuie să mă uit la vreo oră de citit și vreau să mă interesez niște chestii. E muncă sau nu e muncă? Îi teoretic că te ajută să-ți faci activitatea din care faci bani. Nu e muncă fizică, dar poate... Dar e ușor față de alte meserii. La spatele tău unde să te duci? Da, lasă, dau acolo cu spatele meu, că sunt alții care au probleme mai grave și lucrează. Și lucrează, așa e. Știi? Și mult mai grave. Că de asta știu că am și filmat apartamentul când m-am mutat, eu stau în chirie, și că am dat destul de mult, 500 de euro pe lună, știi? Și am și zis pe vlog, mă, mie mi-e rușine să zic că dau 500 de euro pe lună, că sunt oameni care poate atâta li salariu, știi? Adică, contrastul ăsta care lipsește de multe ori la o grămadă de creatori de conținut. Deci, nu, timp liber nu pot să zic că am foarte mult, dar numai din cauza că îmi place mie să fac chestii. Deci nu e un minus. Așa vreau eu să fac. Tot în favoarea ta. Da, în favoarea, da. Zine în încheiere despre viitorul mașinilor electrice. Foare. În România. Asta e așa speculă, știi, adică în principiu... Eu când fac un material, mereu discut dacă am mașina acolo, nu dau cu păreri și să nici nu am mașina, că măcar poți să-i arăți omului de ce e rău și de ce e bine. Și asta e o speculă care multe chestii se pot schimba. Cum a fost electrificarea, care a fost forțată un pic de mai devreme de Elon Musk, aș putea zice, știi? Lumea nu s-a așteptat să ne electrificăm așa de repede. Cum să vedem, văd direcții care vor să meargă și pe mașini cu hidrogen, care de fapt sunt tot electrice, dar folosesc hidrogenul ca și sursă principală. Nu crezi că asta e doar o trecere spre electrică full?
trecerea spre el... Aia e faza, că dacă vrei să ajungi instant electric în toată planeta, trebuie 30, 40, 50 de ani, știi? Și nu numai din motive financiare, nu putem să producem, să înlocuim câte mașini cu combustie internă sunt acum. Văd și discuții pentru a trece spre combustibil bio, care să nu poleze. Adică tot să bagi... Unde sunt vaci care să de... Problema că e scump pe momentan, știi? Trebuie găsit o soluție de scalare în masă, nu? Acum ce să zic? Mergem spre electric, în special pentru oamenii simpli, dar electricul prezintă câteva probleme care poate le îndepăși, poate nu. Cum ar fi la tiruri, deși sunt tiruri electrice, face și Tesla, numai că o problemă a tirurilor electrice e că tu tirul ce vrei? Să-l încarci cât mai mult. Și cât mai repede. Nu, să, ca și masă, da, ca și masă, că tu nu vrei să meargă tirul cu două beri, nu? Nu trimis tirul din Olanda în Cluj cu două beri. Da. Vrei să bagi cât mai multe beri. Corect. Tu ai niște mase legale maxime admise pe drumuri ca să nu deformezi drumurile și tirurile momentan care ar fi electrice deja ar fi foarte grele că bateria. Momentan combustia internă e cea mai puternică formă, are cea mai multă calorie per gram, să zic așa. Energie, știi? Adică într-un gram de motorină e mult mai mult decât într-un gram dintr-o baterie, știi? La tiruri e o problemă pe care încă n-am depășit-o. Poate o depăși, poate o fi... Cam bancul ăla, piersic îl spune, zice un cetățean pe pieronul gării. Vine cineva și îl întreabă, cât e ora? 8, 2 minute, 31 de secunde și spune toate fracțiunile. Și mai rotește, nu-i vine să creadă, zice, dar acum cât e? Și ea îi spunea. 8, 7 minute, 304... Și dumne, ce ceas performant ai ce și cu ce merge? Zice, cu bateriile astea. Și la tirurile astea cu bateriile trebuie în spate o reborcă cu o reborcuță, vorba lui Pumohat. Bine, asta adică trebuie să treacă și de partea de baterii, că sunt obositele... Litiu, nu? Ce sunt obosite sau ce? Da, bateriile care sunt folosite acum pe mașină. Dar nu înțeleg, ce înțelegi prin obosite? Că asta chiar n-am înțeles cu... Care nu magazinează, nu păstrează energia atâta timp. Momentan avem un litiu-ion care e format din niște celule, care sunt chiar universale celule, care se numesc 18650, ăla e codul, care le găsești și în laptopuri, și în mașini electrice, și în lanternele din China. Și alea înmagazinează destul de bine energia. Acum, no, care e faza? Mai este o tehnologie, mai sunt niște baterii care înmagazinează și mai bine. Problema e că tot... Multe chestii, multe probleme economice. Știi cum ziceam și de combustibil bio? Noi putem mâine să facem combustibil bio, dar sunt foarte scumpe, trebuie să fim competitivi la prețul actual. Că și bateriile astea, știi, tu poți mâine să o treci pe o tehnologie mai bună, practic pe o baterie care stochează mai mult, da. Dar prețul va fi foarte mare. Pentru că prețul în piață e dictat și de câte unități sunt în piață. Tesla chiar asta a făcut. A făcut o fabrică de baterii și a zis, bă, noi nu mai facem baterii și le pompăm pe piață, că dacă e multă disponibilitate, scade prețul. În felul ăsta putem să scădăm prețurile, știi? Deci, sunt și motive economice, știi? Că sunt tehnologii mai bune, dar trebuie să le poți să le dai omului de rând. Că dacă îi zici unuia, vezi tirul ăsta, e tot ce trebuie, un milion de euro, o să meargă la dieselul de 100 de mii, știi? Mașina, până la urmă, a devenit o nevoie de bază. Fiecărui om aproape. Transportul, atunci, da. Las că poate scade. Ne mutăm în online. Da. Stăm cu ochelari cu VR, Metaverse, da. Și nu mai trebuie mașină să ne întâlnim. Facem podcastul din ochelari. Meta lui Zuckerberg. Da, pentru că ai fost un băiat de nota 10 și te declar admis okay. În clubul Skullware. Zici și tu de ce la sponsor vrea de podcast. Dar zici tu că tu te pricepi la sponsor. Tot că ar trebui să avem și eu, dar dacă vrei ți-o dăm, dar nu mai am. Ai, cutia, ok. Cutia, e cutia. Și așa, un tricou pe care să-l porți cu drag la o filmare, și la un pescuit. Ce mărime, la un... Pentru că nu e așa, pozele... Știa Zodia. Cu această emisiunea noastră s-a încheiat, vă așteptăm și data viitoare, tot de la 8 seara, miercurea, 1 decembrie. Fără focă. Salută-i atunci.